fraților, dacă harul, cuvântul lui Dumnezeu nu se atinge de inima omului, poate să vorbească cu un milion de oameni. El e cel care produce transformare. Indiferent pe ce lucrează, dar harul este cel care produce schimbare. De aceea tot ceea ce nu se desfășoară sub har, nu are valoare mântuitoare. Asta e esența Evangheliei, învățăturile celei noi. Poate să fie lucruri fascinante, că tot fi și le vedeți, am văzut, Doamne, celui sub har nu-i mântuitor. Rămâi ca Vechiul Testament și mai rău. Și atunci, iată, ca să pun punctul pe aici și să mă apropii de sfârșit. Crede numai puterea cuvântului. Ceilalți? A murit, da. În fine. Ce era acum? Mergea între ce îi spunea Mântuitorul și ce îi spuneau ceilalți. Ajuns și acolo. Bocite, urlete, în afară de cei plătiți, mă rog, ceilalți plângeau. Mântuitorul Hristos, ceea ce a spus lui, adică doar era Domnul Făpturii. Nu a venit să facă lucruri cu jumătăți de măsură sau glume. A venit să rezolvi probleme, a vrut să oamenii să-L creadă pe cuvânt și să și fericit de omul care să încrede în Hristos fără să mai cârtească, să mai comenteze. E un singur lucru ne cere totdeauna, să-L credem pe cuvânt în tot ceea ce a spus. Fericit de omul care îl crede pe Hristos fără să mai omle, să știu, să vedem, da, mai ne gândim, părinte, mai vorbim, dar mai vorbim de pe o săptămână. Și nu plângeți. Dar nu le-a spus-o să se jignească. Le-a spus-o ca să îi ridice. Nu plângeți. Copila n-a murit, ci doar. Ia uite. Dar tu de unde ești? Adică noi suntem proști, nu? Ia uite. Îi veni. Du-te, mă, și vezi. Du-te, Doamne, și vezi. Du-te, pune mama până pe aia. Deci vă dați seama. Deci ăsta e om. Dar nu știm noi, dar n-a fost noi. Ia uite. Nu ne spui. Ia uite, mă. Du-te, mă, și vezi. Pe ăsta l-a adus, nu? Adică noi suntem proști, nu? Doamne, iată, asta este. Ca ordinioară, cu vreme urmă, aruncați de dreapta, curabe și veți afla. După cuvântul tău vom face. Deci el și-a spus părerea, după toată noaptea, dar de unde, da? Iată, asta înseamnă. Că nu numai cu pâine sau batre, cu tot cuvântul Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu e altul decât credem noi. Asta e marea problemă. Dar n-am fost noi, Doamne, acolo. Am murit, Doamne, în fața noastră, s-a răsturnat, Doamne, mașina. Actualitatea, realitatea, TV, ProTV și așa mai departe și câte mai sunt. Filmat, văzut. Cu cât cauți pe pelicule și cu cât folosești tehnologia lucrurile astea, cu cât ești mai convins. Vezi toată lumea asta cu astfel de mijloace și diavolul va folosi extraordinar tehnologia ca să manipuleze conștiința omului. N-ar nimic de a face tehnologia cu pocăința. Chiar mă gândeam, cât îi predici cu părintele Arsenie de Boca sunt? Cred că a avut grijă. Că altfel dacă nu... A, bine, mai sunt și alții. Nu zic nu. V-am dat așa un exemplu din care să învățăm neapărat ca să ne motivăm la nesfârșit. Da? Și din asta putem să învățăm câte ceva. În momentul care apare pelicula, se sparge taina. În momentul care apare, știți, se devalorizează ceva. Și real, concret, în planul pocăinței, tehnologia nu are niciun rol. Din potrivă. Asta o veți simți. Ori de câte ori veți încerca un minim de pocăință. Nu are niciun rol. Și atunci, nu zic asta că gata, deci mă refer, realitatea este, mănânci în braș, dar mă refer că asta, nu în asta stă mântuirea. Deci mă refer, nu este aspectul important al vieții, nu în asta constă viața. Viața cea nouă, viața în Hristos. Copilul n-a murit, ci doar, nu plângeți. Ia uite, și l-au luat în râs. Așa scrie, și l-au luat în râs. Realitatea e în râs adevărul, Doamne. Adică ne spui tu nou, atât de unde ești, mă? Dar n-am eu, dar n-am măsurat eu, dar e la mine. Am luat Giugiu, carbon 14, cu toate, dar nu știu. Doamne, e adevărat, Doamne, am măsurat noi, Doamne. Noi vă spunem, Doamne, dați 5 lei și intrați și vă vin din pământ sfânt la punguță, Doamne. Este în seara sfântă, vă dăm noi, vă garantăm, Doamne. Vă dăm și garanțiile. Deci, Doamne, când vii cu chestiile astea, a picat harul, a picat tot. L-au luat în râs, Doamne. Asta e omul. Asta e gândirea umană. Asta e simțirea lui. Te-am simțit rece, n-am simțit nimic. Am gândit, am fost convins. Iată ce ne cere. Mai mult decât ceea ce simți și vezi și pipăi, omenește vorbind, deci în păcat, să te încrezi și Dumnezeu ne cere Mântuitorul. Să ne încredem în cuvântul mai mult decât ceea ce vezi și auzi și simți și gust și miroși și toate celelalte. Nu simțul lor tale. Doar purificate prin pocăință. Pocăința înseamnă sinceritate, o căință, cum am... Dacă o să mai putem vorbi, că nu vreau să mă întind prea mult. Deci este un proces lăuntric de transformare în vederea, în lumina adevărului adus de Hristos, Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu cel întrupat ca fiul omului. Dumnezeu cel unul născut. Dumnezeu cel a doua persoană de preasfânta treimii. Ca până să ajungă aici pe mes telefon. Ați auzit că părintele cu tare de la facultatea de nu știu unde a fost la Pentecostal și a vorbit cu Hristos și a avut? Foarte rău. Foarte rău. Foarte grav. Și se întâmplă lucrurile astea că tocmai
S-a pervertit conștiința. Și putem vorbi despre Dumnezeu, putem să vă dăm lecții și atunci te miri. De ce? Pentru că păcatul, iată, și păcatul schimbă percepția și simțirea. Dar nu înțeleg de ce e păcat, dar nu înțeleg de ce. Și atunci nu înțeleg de ce e păcat să porți pantaloni, nu înțeleg de ce e păcat să fii în capul gol, dar nu înțeleg de ce să ai cercei, dar nu înțeleg de ce este să ai guma domesticată, dar nu înțeleg de ce. Păi nu înțelegi de ce. Păi iată, de aici pleacă. Și atunci, oriunde, și călugurul poartă pantof cu bot ascuțit și el începe să poartă cămașa albă, dar ce parcă mântirea stă în guler mai sau în barbă, doamne? Atât cine ați vezi? Dar m-am mai spus, în Pântiu Iustin Pârvă sau în Arsenie Boca sau în Cleopa la volan, parcă nu prea merge aia. Așa și cu ceasul la mână, așa și cu telefonul, așa și cu... Doamne, îți trepte duhovnicești la nivelul tău, dar nu înțeleg de ce, nu înțeleg de ce așa, dar ai să ajungi să înțelegi vrând nevrând. Cât spre Dumnezeu ne îndreptăm toți. De aceea e bine, pătim de pace, să ne dată când mă suntem să o luăm Evanghelia așa cum ne-a fost dată. Că și rostul nostru este să păstrăm ortodoxia intactă pe aceste meleaguri și neamul nostru. Mai mult ca oricând. Că și treptele de pocăință de fer. Mă gândeam la început să vorbesc de Patrick, să exemple de pocăință acolo care te mișcă. Ce ajută cel mai mult în viața duhovnicească? Modelul. Foarte greu, nu mai le avem. Sau nu mai avem ochi pentru modele. Întotdeauna n-a strânit curiozități. Nu a ieșit, nu, nimic. A mers așa, prin taină, în mijlocul anilor. Deci, sunt lucruri care au altă nuanță. Se desfășoară sub har, presupun o altă întoarcere către. De aceea, cu mințenia ortodoxiei, frumusețea e de altă natură, nu? Vedeți, e foarte greu astăzi, dacă vrei să te duci să cumperi, să perfecti mintea. Dacă vrei să cumperi o îmbrăcăminte mai serioasă, mă cumpăr cea pentru maici, mă iertați divagația asta. Mergi un kilometru pe un kilometru într-un magazin din astea uriașe acum și nu poți să găsești o pereche de pantof sau ceva încălțări mai... Nu găsești, sunt numai ciudățenii. E greu să găsești un om care să încropească o carte care să ilustreze Duhul Ortodox în ea. E greu să găsești un regizor care să poată să le dea despre niște oameni un mesaj, nu, caută ceva tot din sine, crescuți în altă școală, nu înțeleg de ce, îi caută altă culoare, altă formă și atunci un arhitect care să-ți mai dea, să vedeți numai câte forme, câte ciudățenii, câte... Foarte greu este, că păcatul inoculat și ne-am mers împreună cu ei, frații noștri, frații de unde și până unde. Am ieșit din hotarele ortodoxiei pentru că am făcut aceste abateri. Și atunci, din cauza asta, adevărații creștini se vor retrage, pentru că este o agresiune. O agresiune la adresa unei vieți creștine, o formă falsă, o frumusețe falsă, niște manifestări false, deci închin să mai ieși și ăștia vorbesc ce vorbesc pe stradă sau mai mult să-l lindică, să sărută în mijlocul transportului, pe atunci eu cred, nu mai ieși, te lipsești, ca și Mântuitorul să se retrăgea noaptea acasă. Deci să fie o necesitate sufletească. Nu că trebuie să fugim, pe fiecare Dumnezeu îl cheamă la treapta lui și unde se află. Dar vreau să vă spun că, iată, pocăința presupune să iei cuvântul lui Dumnezeu așa cum a fost dat, cu credința și cu eforturile, dar nu te abate după ce vezi, ce simți și ce pipăi după mintea sau unora sau altora, ci după Sfinții Părinți, după Sfânta Tradiție. Asta este foarte important. În scurt, treptele așa pocăinței sunt căința în primul rând. Să te căiești ceea ce e greșit față de cuvântul și legea lui Dumnezeu. La nivelul conștiinței se petrece cu orice om lucrul ăsta. Nu rămâneți numai la căință, că nu-i de ajuns. Și Iuda s-a căit. La ce i-a ajutat? Și s-a căit și arunca banii, nu? Foarte mulți rămân aici. Că ce am făcut? Că nu mai sunt vrednic. Dar puteți să mă trimiți acasă? Că nu mi-e haina asta? Că nu mai merg să fiu soția ta? Că ce am făcut? Și invers. Nu, nu, nu. Uite, o să-mi tu după mintea ta. Sau rămân numai la o căință care îi stoarce și îi usucă. Căința asta trebuie să meargă mai departe. Să mergi la preot. Să-ți mărturisești în ce ai văd. Să văd că ai dorința de a te îndrepta, de a te împotrivi. Nu mai, părinte, mi-e și rușine să vă spun ce am făcut. Dar nici mai vreau să mai calp acolo, nici mai vreau să... Doamne, nu cumva să mă lăsați, nu cumva să-mi închid ușa, nu cumva să... Deci arată puterea de luptă, arată împotrivirea la păcat, ura față de ce ai putut să faci. Deci adevărata penitență vine dintr-un sentiment însoțit, nu numai de căință și de împotrivire la păcat, de dorință de îndreptare. Doamne, meu sărac, cum am trântit fără să... Iartă-mă, mințu, iartă-mă, putare, adică azi arăți că vrei să-și îndrepti viața și vrei să îi dovedești lucrul acesta. Spovedania. Dezlegarea sub epitrafii, canonul toate care le faci, legătura statornică cu biserica. De aceea și Domnul Hristos ne-a arătat cum să plângă, cum, femeia care plângea cu lacrimi și iată, cum să stăruim în biserică în rugăciuni, atâtea exemple de aceea care ne dă nouă la fel acolo și mai ales asta, cerința din toată inima și cu credință, că în fond am spus harul acesta, toată asceza, toată nevoința omului este ca să implori mila lui Dumnezeu. Când? Nu știm. De aceea un singur lucru, să cerem mila lui, fără el nu facem nimic. Până închizi ochii. O singură grijă are creștinul. Voia Domnului.
în locul ăla, în meseria aia, cu copiii aia, în serviciul ăla, unde ești, voia Domnului în toate, indiferent cât te costă. De aceea, adevărata pocăință înseamnă întoarcerea cu trup și suflet la Dumnezeu, la acea învățătură, carnevatul, deci e ortodoxia asta păstracoată a sângei. Pentru că toți, și uitați-vă la istoria poporului nostru, ne-au urât pentru că am rămas ortodoxi. Ne-ar fi vrut protestanți Europa, ne-ar fi vrut catolici, ne-ar fi vrut neoprotestanți, ne-ar fi vrut în fel și chip. Pentru că am rămas ortodoxi, cât ură, vedeți cât tot se petrece. De ce ta umblătură? Pentru că asta vrea în fond, să ne scoată din credință, să ne scoată din har, să ne scoată din sublucrarea așa, a pocăinței. Un popor care se pocăiește, e de temut demonilor. Nu omul care vorbește, nu omul care scrie, nu, omul care se pocăiește al lungul demonii. Când te pocăiești cu adevărat, ești de temut demonilor. Fai de mine, ce-a făcut Maria Egipteancă? Și nu se bucurau în privința ei. A terferit-o pe ea, dar a terferit atâția cu ea. Jubila, dracu. M-am găsit pe una frumusețea care a făcut-o Dumnezeu, că el n-a creat nimic și n-are nimic în consecință. A putut să o facă pricin de păcături și de zmintea lui cu atâția. Dați seama? Ajungem în punctul în care oamenii mergeau la Ierusalim, la Sfânta Cruce, ca să închine. A urcat pe vapor și a dărâmat toți bărbații aia, în păcat. Îți trimis soțul la biserică și vine de acolo, de acum ar veni. Dați seama, toți i-a făcut praf. Și ce nebunie n-a făcut, că avea să descrie mai târziu. Până unii, jubiladra, cât n-a dărâmat până ea. Dar iată că pentru ce păcătoși a venit Mântuitorul Hristos. Iată puterea transfiguratoare a pocăinței. Iată puterea aceasta care e mai... Și ajunge efectiv fața, știți, Sfântului Mormânt, nu poate să intre să închine, în fața în biserică, acum nu putea să intre și atunci făgăduința în fața iconei Maicii Domnului, că urmare un proces de conștiință, că știu din mine să trage, că acolo știți ce înseamnă. Toți au de Hristos. Toți știu, chiar dacă nu neagă, n-au de face. Intră într-un magazin de electrici și întreabă de Copernic, de Einstein, de bâlbâi, de când au de... Întreabă de niște inventatori care abar n-au, dar de Mântuitorul în țara asta nu există nimic, de Hristos Hristos, de Doamne. Toți știu. Deci, o să fie inginerul nu știu care, îl întreb ingineria lui, s-ar putea să bălbe, dar de Iisus Hristos toți auziți. Deci nu se există că n-am știut. Mântuitorul știe să facă cunoscut ce auzi. Și atunci asta am vrut să vă spun. A ajuns, a făcut făgăduința, a intrat, s-a închinat, s-a ținut de a plecat și apoi s-a dus să se pocăiască. A fost rog. Cât avea să chinuiască, cât avea să chinuiască, câtă pătimire. N-a părăsit terenul de luptă. La ce înălțime a ajuns Sfânta Maria Egipteanca? Urlau din mine, s-o cutremura iadul. La ce înălțime a ajuns? Dacă n-ar fi trecut pe păcatele astea, nu ca să-l justificăm, n-ar fi o pocăință pe măsură. Că pocăința presupune pocăință și o luptă pe măsura păcatului care a făcut. Tu singur. Iată. Și zice, dar dacă știam eu, că acum îi părlea de la distanță, dacă știam eu că ajungi în halul ăsta, că o întărât atât de tare împotriva noastră, dacă știam că să căiești în halul ăsta și plânge atât și la Nazarenianul ăla că ne-a făcut praf, dacă știam eu că atât nu mai se întoarce, dacă știam că atât de mult se îndrăjește, o lăsa mai moale. Îi dădeam un soț mai bun, mai scăpam un avort, îi mai dădeam un serviciu, mai certam cu o colegă să drăcuia, îi mai o duceam în societate, îi mai boteza pe unul, mai spovedeam aci, mai făceam la caie, mai băgam la sectare, mai da. Îi știam, o luam altfel, dar n-ajungeam Maria Egipteancă. Era o scriitoare bună, era un părătea, putea să-i da, era Maria Egipteancă. Puterea pocăinței, tâlharul pe cruce a văzut primul raiul, a sănărat Dumnezeu ce? De aceea ochi și urechi, la valoarea pocăinței care, iată, rezultă din Evanghelie și pe care Domnul Hristos ne-o sublinează. De aceea oamenii în țara asta, dându-se seama de valoarea pocăinței, au îndrăznit numai pentru Doamne, ți-am dat cei mai buni fii ai neamului, zice. A căutat suflete curate, sufletele pure, care căutau un proces de transformare lăuntru, în care să vieze cele mai frumoase și mai pure calități de român, de creștin. Plumești de jertfa lor. Iată conștiința înaltă. Numai cu oamenii ăștia nu erau pricepuți, ăștia sunt prigoniți, aruncați. Pentru credința presupune efort din potrivire la voia ta, la plăcerea ta, la gândul tău. Efort până la suferință și o suferință de durat. Părintea Ținei Papacioc, suferința, singura catedră supremă de teologie. Acum spun eu, parcă radios. Ați văzut Părintele Calciu Dumitreasă. Dacă n-aș fi, credeți-mă că dacă n-aș fi suferit atât de mult, n-aș putea să iubesc cu atâta ușurință. Este împărvut. Tocmai pentru cum am plătit atât de mult cu durerile acestor oameni și alineamul și de-aia, zice, îi înțeleg și nu mă pot desprinde ei. Suferința e o școală în cadrul pocăinței adevărate. Iată de ce e o diferență între un ascet, între un călugăr, între un duhovnic, între unul care pătimește cel ce iubește Dumnezeu, chiar așa îl încearcă, ca Dumnezeu știe dinainte, dar tu să nu te îndoiești pe calea cea bună.
Așa, dar nu ne e rușine să căutăm la toate transcendentalismele astea, să ne căutăm la toate maimuțăriile astea, nu trebuie să trădăm acum așa. Că iubirea desprinsă de adevăr, iubirea desprinsă de pocăință. Pentru că tu poți, pocăința îți deschide, am spus, calea vieții. Pocăința te face să distingi între realitate și adevăr. Pocăința îți deschide ochii sufletului. Un om care se pocăiește, urând toștul din ale lui, dar după asta vezi că este de față. După cum îmbine unele cu celelalte. Așadar, și treptii de pocăință. Nu încercați să aveți o pocăință ca monahilor și invernici și monahii să aibă o pocăință ca fiecare este în rostul și în locul lui. Este foarte important lucrul ăsta, ca fiecare să-și ducă crucea lui. Fiecare are o constituție și o înzestrare. Un rost existențial. Un destin, nu predestin. Să conformezi voiul Dumnezeu, să lucreze talanții puși în el, acolo unde pune Dumnezeu. Fiecare în locul în care se află, să-și poarte crucea lui. La o crucea pocăinței. Asta este esențial. Și atunci asta am vrut să vă spun. Țara are nevoie de oameni care să pocăiască pe adevărat. Situația? Mă gândeam, ce mai e de făcut? Realitatea. Părinte, dezastru. Știi cine e prim-ministru? Ați aflat cine este la externe? Ați aflat cine vreau? Păi zic, n-am aflat. Ați aflat ce vreau? Realitatea este dureros. Altul e adevărul. Spuneam cuiva, mormă, bot, unde nu aștepta ce au ieșit afară. Doamne, zic, adevărul nu este că evreii, zic, l-au vândut pe Hristos și... Ai, părinte, e prost. Și au vrea. Doamne, asta e realitatea crudă adevărului Hristos. Ei caută să pun accentul pe realitate. Când descoperi că am Dumnezeu, adevărul nu e că iudeii l-au rând. Asta e realitatea rușinoasă, crudă. Adevărul lui Hristos. Să nu mutăm, diavolul mută mereu accentul pe realitate. Realitatea, ce am simțit, ce am văzut, ce să spun și asta. Realitate. Realitatea poate să fie, da. Și un patriarh poate să conducă prost. Poate să fie păcat, să conducă prost. M-am mai fost și am avut așa, ați văzut trădători, masoni, s-au ridat unii cu alții, poate să conducă prost. Da? De unde se află? Asta e realitatea, că oamenii vor suferi, că-i minteală, că se duc. Dar adevărul nu poate să alunge. Adevărul nu poate să fie chiar de... Adevărul e Hristos, Doamne. Realitatea este că beții vor apa, vrăvage, și dacă filmezi, ce poți să vezi acolo? Dar adevărul este în profunzime. De asta nu poate fi furat. Cine se pocăiește este pe o cale de nezdruncinat. Dacă noi avem o pocăință, ducem la o reînvigorare și este într-adevăr omul să regenerează, harul lucrează o reașezare a puterilor sufletești pe calea adevărului și a puterii și a biruinței și a luminii în om, la prin pocăință. De-aia Domnul Hristos ne-a deschis calea aceasta. Asta e calea omului celui nou, omul nou în care să viezi toate astea. Mâine sărbătoare, nu se fumează, nu se joacă, nu așa. Sunt vreau, deci ia să veniți cu așa ceva. Nu mai sunt oameni, nu mai sunt puri sufletești, nu mai sunt curați. Nu mai sunt oameni care și-au luat păcatul, sufletul, astea sunt punctele cardinale unde trebuie acționat. Nu mai să strigă așa ceva. Deci, de asta suntem refractari, că noi mergem după ce rentează, ce vă dat aia, mă, nu ne-a tu găleată la lege, vă ceva, nu ne-a dat un sac de cartofi. Deci cu asta se merge. Dar câtă vreme omul e mai sensibil la așa ceva, vorbim aproape degeaba. Însă adevărul nu înseamnă că nu există și înseamnă, deci mă uitam, România, e dezastru. Da, realitatea arată că e dezastru. Pentru că răul și-a format structuri. Ministerul din mâna noastră, asta în mâna noastră, la mâna noastră, ce poți să facă ăștia? Imposibil, tot e mâna noastră. Da. Răușa a format structuri terestre, pe orizontală. Dar realitatea nu e adevărul. Ei neagă adevărul. Noi suntem adevărul. Cum zic unii, noi suntem Mesia și na. Să credeți voi și alții ca voi. Adevărul este altul. Cine să gândea ce arăta din trecutul lui Saul că avea să devină Pavel apostolul? Nici el, nici rudele lui, nici nimeni. Nimeni nu gândea că dintr-un prigonitor avea să ajungă un mare apostol. Pe fondul unei pocăinți, dar cine ești, Doamne? Saule, de ce mă primi? Toate celelalte. Ducea la groapă fiul văduvei din Nain. Cortejul la toți o boceau, sărac, văduva, îi plângeau. Realitate, asta este. Nu zic să facem abstracții de ea. Să nu rămânim înțepeniți în ea. Să nu ne sperii realitatea în ultimul hal. Să nu ne ia nădejdea. Să practicăm o căință care să ne blocheze nădejdea și alte. Realitatea este cel mai mare pericol și de-aia ne fixează pe realitate, pe simțuri, pe tot, pe numele, pe crotale, pe tot, pe interviu, pe asta, pe coduri, cât mai sigur, cât mai precis, mai... adevărul nu e, nu poate fi circumscris aici. Și aici, atât, fădurile, cine se gândea? Vine Mântuitorul din partea altă, cu alt alai, două cortegii, da, unul mortuar și unul al vieții. S-a făcut milă de ea. Cine se gândea cu o clipă înainte sau ce avea să întâmple? Păi, dacă nu la groapă, ăștia nu s-au gândit, mort. Și atunci, iată, fiule, ți-i zic, scoală-te. Asta e România. Depinde de adevăr, să o raportăm la adevăr. De aceea aceștia au fost convinși că jertfa lor nu-i zadarnică. Și toți care sufereau temniță și moarte și toți martiri și toți care se pocăiesc cu adevărat
știi cu ochiul lui Dumnezeu, pentru că la Dumnezeu la adevăr se raportează, nu la realitate. Știți, adunăm picăturile, picături sau bule papale sau vindem, Doamne, terminăm cu indulgențele astea. Nu merge! Nu merge cu așa ceva! Și atunci, iată diferența și noi tot alergăm după. Pentru ce? Pentru că suntem slab la păcat. Ferească Dumnezeu! Vă le spun ca să le aud chiar eu, deși este diferența între realitate și adevăr. Am vrut să sublinez aspectul ăsta. Băi, adevărul care este? Băi, și mi-a propus o funcție. Băi, câștigă chestia asta. Și cu asta poți să ajungi pe alții. După mintea ta, adevărul se măsoară altfel. Și ce vrea să vină după mine. Păi, de la anul, după alegeri, după examen. Nu. Ce vrea să vină după mine. Să se lepede de sine, de modul de a gândi, de a face, să-și ia crucea. Ce cuvânt. Și să mă urmezi în mine, ce, în duh și în adevăr. Ne ferească, ne fie frică să mai scăpăm o zi. Doamne, măcar să nu-mi acasă să fac un paracles. Părinte, eu chiar am drăcuit, am făcut asta. Ce am după 10 ani de zile, nu știam să spun soțul meu sau copilul meu. Deci, să te rogi, iată de unde pleacă. Când poporul român se așează autentic la pocăință, Dumnezeu va ridica oameni invincibili. Pocăința nu rămâne fără rezultat. Dragii mei, mic sau mare, de-aia v-am spus la început. Numeros sau unul singur. La arătare sau ascuns, păcatul are efecte. Nimeni nu poate să rămână lipsit de efectele păcatului. Doar pocăința rezolvă treaba asta. E singura care ne-a lăsat-o Hristos Domnul. O pocăință în lui Iisus Hristos, o pocăință în biserică, o pocăință sub epitrafie, o pocăință în duh și în adevăr. Nu putem scăpa de efectele păcatului. Și încearcă și unii și alții, că știu eu, că s-a vindecat. N-aveți decât, vă înșelați. Până la groapă, dar mai departe nu mergi. Să ne deșteptăm. E nevoie de o pocăință care pocăința îți dă curaj, îți dă râvnă. Pocăința a îndârjit-o. N-a părăsit pustia. Lupta cu tine însuți îndeamnă pocăința. De aceea e un mare curaj actul de pocăință. Și cu cât e statornic, cu atât mai mult te întărești. Și tu singur, și aici era de vorbit, de exemplu, din Paterii, din Monar, Sfinții Părinți, și autentic, de ce? Le venea greu să părăsească temința, le venea și simțeau că vor pierde ceva. Pentru că oamenii nu vreau să fie dați jos de pe cruci. Să fii, cum spunea metropolitul Ierotheos la Hos, nu te dai jos după cruci, să fii dat jos după cruci. Nu accepta să fii dat jos după cruci, să fii dat, adică doar mort să fii dat de alții, dar tu nu! Țineți crucea căzniciei, țineți crucea călugării, țineți crucea feciorii, țineți crucea ascultării, mai ales ascultarea. Și mi-a arătat ascultarea cum nimeni altul. Și smerenia, dar greu mai înghițim, la altfel nu se poate, părinte. Dar am citit undeva că... Da. Tot venim cu așa ceva. Nu, că la Sfinții Părinți am citit, da. Nu vă supărați pe mine că am procedat în maniera asta. Dar asta ne cere Hristos Domnul. Haideți să ne întoarcem la icoană, la icoana bizantină. Să ne întoarcem la... Să ne fie rușine cu ținuta ortodoxă. Să ne fie rușine. Poporul nu are nevoie și va primi putere. Pocăința nu rămâne zadarnică niciodată. Niciodată! Este răspătit direct de Dumnezeu. Pocăința aceasta în Hristos Domnul. Și am nevoie ca să regenerăm o țară, atât genul de pocăință la care trebuie să venim. Este arma care nu poate să ne fure nimeni și care nu poate să ne... Este arma noastră. Nimeni nu poate să ne oriunde vei fi. Păziți-vă, în schimb. Și nu amestecați una cu alta, că nu o să mai avem discernământ. Să mergem pe calea aceasta, strâmtă și îngustă, că ea sigur duce unde trebuie, chiar dacă e spinoasă. Este autentifică, suferința autentifică. Am mai spus, poți să gândire până la tâlpână, face pe el. Dar ea nefericire. Dacă îl ciupești, sigur nu-i se pare că doare. Durerea autentifică, plăcerea nu fi sigur de ea. Mai ales plăcerile astea, parfumurile astea, oriflete, toate nu, fiind foarte atenți. Cu un jur, un ruș, cu asta ai dat-o pe stan. Na. Și câte alte. Și vă rog, toate felul de tămâi de astea, noi, că-i mea, nu-mi lasă tu, să vezi ce bune. Eu nu, că am aprobat eu. Și câte forme nu sunt. De aia să nu mă departez. Lepădarea de sine e un act de mare curaj. Dar cum începe Domnul Hristos și nu după oricine. Mulți se leapă de, dar nu de sine și nu pentru Hristos. Atunci asta ne se cere noi astăzi. Nu e altă cale. Te vei regăsi pe calea pocăinții cu toți cei care s-au pocăit în duș și în adevăr. Există și o comuniune. Intri în comuniune cu toți ihaștii și sfinții și oasele cu martirii și cu toți cei din veac. Intri în comuniune vie cu ei. Ce? Hristos Domnul. Drepții de vor și muri, vii vor fi. Și o spune el. Dar altora, lasă morți și curapii morților. Să mă lasă mâine moartă. Nu i-am zis, voi vezi ce față de mort ai. Nu i-am spus ce face voi. Deci iară se cadă, nu vezi, miroși deja. Nu, nu. A spus, vă stați morți și groapii morților? Făcea glume? A lui? Nu, Doamne! Noi ne realizăm că păcatul aduce moartea. Și mai întâi moartea sufletească a adus-o. Păi, eu am mâncat din mărși și n-am murit. Ea a văzut când a murit. A murit? A fost izgonit. Era moartea sufletească și avea să fie și moartea trupească. Și noi ne simțim din mână, nu, am crezut că a murit. Nu, deci poți fi mort sufletește, dar nu, moartea trupească. Iată realitatea. N-a murit, Doamne, că era mort de viu. Realitatea. E viu, Doamne. Și Mântuitorul, adevărul.
Lasă morții și groape morților. Orbi. Orbi care în groapă ajung. Și noi nu suntem iluminatorii lumii. Iluminați. Îi conduc lumea. Dau directive. Peste țări, peste mări, peste oceane, peste popoare. Noi nu mai avem asta structura libinelui. Dacă apare azi o grupare creștină sau ceva de an, cea mai puternică e biserica și nu e o grupare. Să ne este așezământ din nou an. Dacă vrea să, în lumina aceasta să avem structuri în medicină, în învățământ, tineri, deci cele mai atacate. Dar nu uitați pocăința aceasta că ne cere Domnul Hristos în dușa adevăr. Deci ele sunt, nu te sperii de ce este. România? Poate mai sunt întrebări să mă opresc aici. Ce mai ziceți de Lazar și la patra zi în viață? Doamne îngropat și surori, că ai fi fost aici, fratele nostru n-ar fi murit. Și așa este. Îl plângeau, credeau asta, dar în felul lor. Când a zis unde l-ați spus. Doamne, dar de patru zile, miroase. Nu ți-am spus că dacă vei crede, toate sunt cu putin celui ce crede. Dar maniera care ne cere el. Crezi? Cred. Nu, ca jurământul militar de astăzi, ca jurământul la medicină de astăzi, ca jurământul... Nu. Jur să... Pe cuvântul meu, ce te-o jurăminte? Că n-am ce mânca, măi, jurământ țigănesc. Nu ți-am spus? Și când zic, Lazar ieși afară. Dar a intrat în putrefacție. Dar într-adevăr erau patru zile. Așa că nu cum e acum România. Sunt în putrefacție. Poate să fie și inundată, poate să fie făcută praf. Dacă Domnul Hristos zice ieși afară și ridică, deci adevărul... Planul adevărului este altul. Adevărul este, spre pândea ține Papa Cioc, părinte, vedeți așa, văd. Și acum continuă și rău, dar zice, de aceea sunt atât de optimist în privința neamului nostru. Pentru că este un neam născut și crescut pe cruce. Dar el știa că omul care și-a asumat că crucea precedă învierea. Și nu există înviere fără cruce. Deci de aceasta avea încredere în toți martirii și sfinții. Nu pot să fie batjocoriți. Nu sfintiți la timp, nu canonizați, îți luați peste picioare de nu știu cine, îți neglijați din noi, de unii, de alții, dar în ochiul și în cartea vieții. Nu vă bucurați de asta, nu asta au scris în carte. Cine mai șterge de acolo? Dacă dracul notează, a înjurat, a clevetit, a poftit, a văzut și mai departe, da? A notat tot. Credeți că Dumnezeu nu notează orice gând bun? Și mai ales să știți, că Dumnezeu nu crucificăm cu nimic decât cu o inimă înfrântă smerită. Dumnezeu aminte fulgere tot la inima care. Nu ne cere biruințe, fraților. Că nu stăm puterea noastră. Deci e o căință autentică. O pocăință, pe aia o primești. Pe asta fulgerător o primești. Să înțelegem pocăința ca înviere. Să înțelegem pocăința ca soluții pentru rai. Unul dacă să pocăiești cu adevărat în casa voastră pentru unul, asta se referă pentru drepții. Toți drepții au recomandat pocăința și au practicat. Pentru că nu poți ajunge drept și purificat decât prin actul pocăinței. O voi mi-o lăsi până la 4, la 7, la familie, ne-am spus în alte părți. Iată ce avem de făcut. Vreți să regenerăm țara? În lumina adevărului vorbim. Adevărul, realitatea e dezastroasă. În biserică, în armată, acolo, socială, e dezastru în spital, e dezastru în învățământ. Dar adevărul altul este. Să ne raportăm la adevăr. Indiferent cât vei pătimi, indiferent cât te va costa, avem nevoie de astfel de oameni. Realitatea. N-au zis că se filmezi în fel, dar în adevăr. Erau desfigurați, împușcați, nu ca să păstrezi. Adevărul cerea, să întâlnească ceata, cerea. Păi tu ești, băi, am urmărit pe deasă de papacioc. Am simțit că mi s-a dus, mă zice, tu ai avut bătrâni surmeri. Băi, el mai era așa. Realitate, da? Imediat a continuat. Dar lasă-mă, zice, că fac ceată bună acolo sus. Ești ce înseamnă, Doamne? S-ard inima în noi pentru a fi în ceata aceasta lui Hristos. S-ard inima în noi să fim batjocuriți pentru. S-ard inima în noi pentru ortodoxie. S-ard inima în noi pentru istoria sfântă a țării. S-ard inima în noi pentru un paraclis, pentru nu trebuie să știi, închide-te în camera ta că te văd, nu-ți fă griji. Tu când te rogi, roagă-te neascuns, adică în inima ta în duș în adevăr. O cine situația o va cere, cine are duc de a mărturisi, va mărturisi și știi ceva și pătimi, care nu să facă fiecare în dreptul lui cele de făcut. Avem un singur roș în misiune, să ne ducem o pocăință cu cine Hristos Domnul, la locul nostru și unde ne aflăm fiecare. Călugăr, mama, tată, indiferent ce spun și alții, poți să ajungi o treapă în ochii societății, poți să ajungi o cârpă lepădată, să ne ajungi în ochiul lui Dumnezeu, că toți lepădați și sfârtecați și prigoniți, fără o fată la mănăstirea, zis, mamă, de la părinți și mamă, toate blestemile pe ea. Vrea cineva să ia o cale din asta a curajul și a vai din necesti pe el. Dar nu vă temiți, turmă mică. Tatăl a venit să vă dea vouă împărăția, nu te îndoi. Privind la Hristos, vom putea să străpungem aceste neputințe. Asta, da.